Dinheiro, vai todo mundo amigo de trabalho. Nem ali com as mãos. Já se não olhar. Não, não deu. Tinha que dar um bolinho, né? Daremos fundos. Eu te la colo, la vale. Veremos? Veremos. Se tu estás com ela, que coisa, mano. Vamos lá. Mai când se împlinește ani? Când se împlinește ani, mă trebuie să știu treaba asta. E toate, da. Dar de cate, e când a făcut contractul la ori, la asta, Orange. Nu Orange. Când a făcut contractul, nimic am semnat cu alții astea. Deși pune niște bani fără știrea mea, i-ar trebui cu știrea mea, domnule. Am două părți de acord și eu niște programe care mi le bagă. O să când bagă piesc, uite, deși eu plec la prins pești, eu plec la o grămadă. Dacă ei au băgat niște programe, parcă ne-a întrebat de semne animate în șase fierburi. Da, o băga la prins pești, o băga la vânat, dar eu mă duc la vânătoare. Am făcut cerere, m-am dus. Nu, dar eu mă duc în oftom decât să termin, nu știu dacă nu, ce fac, nu le mai plătesc și altcumva, când am întâlnit oftom, nu le mai plătesc și altcumva. Îți ia programul, știu. Nu mai vezi. Doamne ferește, spune doamne. Tante Lie, de la ieși, mă mutăm pe viața la altă, n-am nicio treabă. Așa, de la ianuarie. Nu știu. Tămâie ți aducem ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care, primindu-te jertfelnic cu cel mai presus de ceruri, trimite din nouă, Doamne, harul preasfântului de viață făcătorului tău Duh. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindena ieși și pe toate le împlinești. Vizierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sănășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește-ne păcatele noastre! Stăpâne, iartă-ne fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu toții, Tatăl nostru, care ești în cer, slăvit să fie numele Tău, vie împărăția Ta, fă-se voia Ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, credincioși și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu.
Veniți să le închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru, Dumnezeu. Veniți să le închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea. Într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni nici ei vinui drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o-mă să locuiesc în întunerica morții cei din veacuri. Adus-mi aminte de zilele ce de demult, cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să mă asemă celor ce se coboară în mormânt. Păsau dimineața mi-l atacă la tine mie nădejdea, arată în calea pe care voi merge, că la tine ridica sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine lerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate de stărpește pe vrăjmașii mei și pierde-i pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Către născătoare de Dumnezeu, acum cu o sârdie să alergăm noi păcătoși și smeriții și să cădem cu pocăință strigând din adâncul sufletului: Stăpâne, ajută-ne milostivindu-te spre noi. Grăbește că pierim sub mulțimea păcatelor. Nu întoarce pe robii tăi deșerți, că pe tine singură nădejde te-am câștigat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale noi nevrednicii. Că de n-ai fi stat înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi dintr-o atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobos? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpâne, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înainte te-am făcut așa încât dreptești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul a iubit cel ne-arătate cele ascunsele, înțelepciunii tale mi-a arătată mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla, mă vei și mai vârtos decât zăpada, mă vei albi. Auzi, lume, vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele, toate fără de lege nu șterge-le. Inima curată zdește într-o mine, Dumnezeule, și Duh dreptul ne-ai și într-o cele dintr-ole mele. Nu mă lepăda de la fața ta, Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuitele, că Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale, cine credincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide, gura mea va vesti lauda ta, că de fi voi jertfă ți-aș fi dat. Ardere totul le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvârea ta Sionului să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin nostru și ardele de tot. Atunci vom pune pe altarul tău jertfă bine primită. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Că sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă ți-nălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acum a sosit vremea care sfințește pe toți și ne așteaptă dreptul judecător. Ci te întoarce suflete către pocăință ca și păcătoasa care cu lacrimi striga: Doamne, mântuiește-mă! Hristoase, cel ce ai revărsat cu curgeri mari izvorul tămâdilor în biserica cea prea curată a Fecioarei, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre,
Îndepărtează astăzi prin stropirea binecuvântării tale toate bolile celor neputincioși. Fecioara ai născut neinspitită de nuntă și Fecioara ai rămas Maică nenuntită născătoare de Dumnezeu Marie. Roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre, prea sfântă născătoare de Dumnezeu Fecioară. Îndreptează lucrurile mâinilor noastre și cer iertare păcatelor noastre când îndrăznim să cântăm cântarea îngerească. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Să luăm aminte, pace tuturor. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Înțelepciune! Epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire! Să luăm aminte! Fraților, cel ce sfințește și cei ce se sfințesc dintr-unul sunt toți, de aceea nu se rușinează să mânească pe-i frazi când spune voi fraților mei numele tău. În mijlocul bisericii te vă lăuda și iarăși eu voi fi încrezător în el și iarăși. Iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci de vreme ce pruncii s-au făcut părtași sângelui și trupului, în același fel și el s-a împărtășit de acestea, ca să surpe pe moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul. Și ca să-i zbăvească de acei pe care frica morții ce ne-a robit toată viața, căci într-adevăr nu a luat fire de înger și sămânța lui Avram a luat. Pentru aceea dator era întru toate susei asemenei fraților, ca să fie milostiv și credincios arhiereu în cele către Dumnezeu, pentru curățirea păcatelor poporului, căci prin ceea ce a pătimit, fiind el însuși ispitit, poate și celor ce se ispitesc să le ajute. Pace ție, cinstite frate, cititorule! Aleluia, aleluia, aleluia! Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Slavă-ție, Doamne, slavă-ție! Să luăm aminte, în vremea aceea s-a suit Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Vitezda și care avea 5 pridvoare. În acele pridvoare zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se coborea la vreme potrivită și tulbura apa. Și oricine intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos. Ori de ce boală ar fi fost cuprinsă. Slavă-ție, Doamne, slavă-ție! Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru această comunitate și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul nostru părinte, arhiepiscopul Ioachime, pentru cinstita preoțime, ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Binecredinciosul nostru popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru viitoarea de Hristos oaste Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește!
pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscașe, prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei care pătimesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se simțească apa aceasta, cu putere și cu lucrare și cu pogărârea Duhului Sfânt, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se coboare peste apa aceasta, lucrarea cea curățitoare a treimii celei mai presus de fire, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta tămăduitoare sufletelor și trupurilor noastre și zgonitoarea toată puterea cea potrivnică, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se trimite harul izbăvirii și binecuvântare Iordanului, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru toți care au trebuință de ajutor și folosință de la Dumnezeu, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței prin treimea cea de o ființă, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să ne arate pe noi fii și moștenitori împărăției sale, prin gustarea și stropirea cu apa aceasta, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tone cazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe noi înșine și unde alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru cel mare, înscat și minunat în lucruri, făcătorule a toată făptura văzută și nevăzută, Cel ce păzește așezământul Tău și dai mila Ta celor care Te iubesc pe Tine și păzesc poruncile Tale, Cel ce primește lacrimile cele de umilință ale tuturor celor din nevoi, că pentru aceasta ai venit în chip de rob, nu cu năluciri înfricoșându-ne, ci dând adevărată tămăduire trupului și zicând, iată, Te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. Încă și din Tine ai făcut oi sănătos și poruncind să se spele, prin cuvânt ai făcut să se sălășluiască lumina. Cel ce oprești valurile patimilor potrivnice, potolești marea cea sărată a acestei vieți și îmblânzești pornirile cele greu de purtat ale plăcerilor. Însuți iubitorule de oameni împărate, Cel ce ne-ai dat nouă să purtăm veșmânt luminat ca zăpada din apă și din duh. Și acum trimite, Doamne, harul preasfântului de viață făcătorului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Harul preasfântului și de viață făcătorului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Prin gustarea și stropirea cu apa aceasta,
Trimite-ne nouă binecuvântarea ta, care spală întinăciunea patimilor. Așa ne rugăm, cercetează neputința noastră, Bunule, și tămăduiește cu mila ta bolile noastre, cele sufletești și trupești. Pentru rugăciunile preacurate, prea binecuvântate, stăpânii noastre, născătoare de Dumnezeu și crurea Fecioarei Maria, cu puterea cinstești de viață, făcătoare cruci, ocrotirile cinstitilor și cereștilor netrupești puteri. Pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților slăviților și întru toate lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinți ai noștri, mardascăli, ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanase, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei, ale sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinți ai noștri, Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Făcătorii de Minuni, Calindila Cernica, Iosif cel Nou, Ioreș și Sava, Antim, Ivirianu, Iosif, Mărturisitorul, Gelase și Leontie, ale sfinților slăviților mari mucenici, Gheorghe, Purtătorul de Biruință, Dimitrie, Izvorătorul de Mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Ioan cel Nou, Serghe și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale sfinților preoți, Mărturisitori, Ioan și Moise, ale binecredinciosului Voivod Ștefan cel Mare și Sfânt, și cu ale sfinților martiri Constantin Vodă Brâncoveanu cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și Ianache Sfetnicul, cu ale sfinților muceniței Filoptea și Tatiana, și ale tuturor sfinților buni, biruitori, mucenici și mucenițe, cu ale sfinților slăviților și făcătorilor de minuni doctor fără de arginți, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelemon și Ermolae, Samson și Leomit, Mochie și Anichit, Aleleu și Trifon, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, Grigore de Caporitul, Nicodim de la Tismana, Dimitrie cel Nou, Vizareu și Sofronie, Ioan de la Prislop, Antone de la Iezerul, Daniel Sihastru, German, Ioan Josevitu și Teodora de la Sicla, ale preacuvioasei Maicii noastre Parascheva și cu ale sfinților pomeniți astăzi, ale sfinților drept Dumnezeu părinții Joachim și Ana și ale tuturor sfinților tăi, și păzește, Doamne, pe drept credincioșii robii tăi, care sunt de față și întreaga comunitate, dându-le lor sănătate sufletului și trupului, și împlinește toate cele trebuințe oftii acestea creștine care slujește ție și fiei întru toate milostiv. Adu-ți aminte, Doamne, de toată episcopia drept credincioșilor care drept învață cuvântul adevărului tău, de tot ce nu preoțesc și călugăresc de mântuirea lor. Adu-ți aminte, Doamne, de cei care ne urăsc și de cei care ne iubesc pe noi, de frații noștri care slujesc sau de față, de cei ce pentru binecuvântate pricii nu s-au întâmplat aici, de cei care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru ei. Adu-ți aminte, Doamne, și de părinții și frații noștri, care sunt în robie și în supărări și miluiește pe dânsi și tămare mila ta, ispăvindu-i de toată nevoia. Că Tu ești izvorul tămădurilor Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, pe împrenășteului fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Păcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miruină-ți bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miruință-ți bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miruință credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeu slavei, Părinte atoțiitorule, Dumnezeule Savaot, care prin pomul vieții cel din mijlocul raiului ai închipuit mai înainte crucea cea de viață făcătoare a uneia născutului Tău, și în locul pomului neascultării, prin gustarea din care șarpele cel atot viclean, pe strămoșii noștri și cu ei pe tot neamul omenesc i-ai izgonit din rai și la moarte i-a adus. Ai dăruit nouă semnul crucii purtătoare de viață, pe care iubitul Tău Fiu, pironit fiind, a murit și cu moartea pe moarte a omorât
și toată puterea diavolului a sfârmat și viață lumii a dăruit. Iar bisericii sale, armă nebiruită, sfințire și acoperământare și credință, întărire și izbăvire de toate cursele diavolești și nădejde tare de mântuire și neînfruntată spre câștigarea vieții. Pentru aceea noi, robii tăi, în dar învrencindu-ne de multă mila ta, mulțumitor fiind, cinste și mulțumire și smerită închinăciune, aducem slavei tale și cu milință ne rugăm să cauți întotdeauna cu milostivire spre acest semn al crucii, pe care credincioșii tăi robi, din comuna aceasta, din osârdie și din credința cea tare și din dragostea către tine au făcut-o spre însemnarea biruinței Fiului tău, a Domnului nostru Iisus Hristos și a răscumpărării și a mântuirii noastre. Și trimite, Doamne, peste noi binecuvântarea ta cerească. Binecuvintează-o și o sfințește pe ea și umple-o de puterea și binecuvântarea lemnului aceluia pe care a fost pironit prea Sfântul trup al Domnului nostru Iisus Hristos. Unul născut Fiul tău, prin care puterea diavolului s-a călcat și noi, pământenii, eliberarea am dobândit și vieții ne-am învrednicit. Așa te rugăm pe tine, prea Sfinte Stăpâne, pentru Sfintele Pătimiri și pentru vărsarea Sfântului Sânge și moartea cea făcătoare de viață unui născut Fiului tău, Domnul nostru Iisus Hristos, pe care cu sfatul tău, al lui Dumnezeu Tatăl cel fără de început și al preasfântului tău Duh, de bunăvoie pentru mântuirea noastră, pe lemnul crucii le-a suferit. Și prin acelea, lemnul crucii, care erau oarecând spre pierzare făcătorilor de rău și celor ce greșeau, l-a arătat a fi binecuvântat, sfânt, de viață dătător și izbăvitor celor ce greșesc, pe care și cu rugăciune ție îl aducem. Trimite acum harul preasfântului tău Duh peste acest semn al crucii și îl binecuvintează, îl sfințește și dă lui ca să fie semn înfricoșător și tare asupra tuturor vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, spre izgonirea și înfrângerea tuturor curselor, ispitelor și asupririlor diavolești. Iar poporului tău să fie acoperământ puternic, credință, întărire, nădejde, sprijinire, la războaie biruință și sporire în toate faptele cele bune. Și tuturor celor ce se vor închina ție înaintea acestui semn și rugăciuni vor aduce, să le fii milostiv, ascultător și îndurat împlinitor al tuturor cererilor celor spre mântuire. Și precum prin cruce lumea a izbăvit de osândirea păcatului, așa pe robii tăi care cu credință din suflet aduc ție acest semn al crucii, cu puterea crucii iubitului tău fiu, pururea biruitor asupra păcatului, arată-i a fi. Și le dăruiește lor toate bunătățile tale cele pământești și cerești. Și prin cruce, totdeauna spre bine, pe toți credincioși și povățuind, du-i la primirea cununilor cerești, că tu ești izvorul sfințirii și dătător bogat de toate bunătățile. Și ție slavă înălțăm, împreună și unea născut Fiului tău și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează și se sfințește crucea aceasta. O apă sfințită în numele Dumnezeului celui întreime al Tatălui. Amin. Și a Fiului. Amin. Și a Sfântului Duh. Amin. Acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință, bine credincioșilor creștini,
asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul nostru părinte, arhiepiscopul Ioachim, pentru sănătatea și pentru mânătuirea sa. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, miluiește. Încă ne rugăm ca să se păzească sfânt locașul acesta, toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri, de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând, lesne, iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu cinstitea și sfânta cruce pe care noi astăzi începem a cinsti și pomeni, ale sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, patronii și oploditorii acestui sfânt și dumnezeesc lăcaș, al preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, mult folositoarea, Sfântului Antipa de la Calapodeș, patronii și ocrotitorii eparhiei noastre, ale sfinților dripților Dumnezeu și părinții Joachim și Ana, pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna și iertarea păcatelor, sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, prea fericiților ctitorilor jertfelnicului acesteia, crucii acesteia, ale eroilor neamului nostru românesc, pe toate fronturile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și slava sfintei noastre biserici, pentru făuritorii unității noastre ca neam, fiecare după numele lor, pentru toți cei care, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii sau fiice, soți, soții, dintr-o rudenie cu noi, adormiți sunt pomeniți, pe fiecare după numele lor, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde toți dremții se odihănesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluie. Dumnezeul Duhurilor. Dumnezeu Duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpa și ai dărit viață lumii tale.
Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Dumnezeu să ierte! Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi. Nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Preacucerește, Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților Măriților întotdeauna lăudaților Apostole, ale Preacuvioșilor de Dumnezeu purtător părinței noștri, a Sfântului și Dreptului Lazar cel Înviat a patra zi din morți, sufletele adormiților robilor Tăi pomeniți, eroi ai neamului nostru românesc căzuți pe toate fronturile de luptă în lagăre și în închisori, făuritorilor unității noastre ca neam fiecare după numele lor și tuturor strămoșilor, moșilor, părinților, fraților, surorilor, fiilor, fiicilor, celor ce odihnesc în cimitirul locașului acestuia și pretutindeni adormiți, pomeniți și nepomeniți de noi la acest sfânt jertfelnic. În cortul dreptilor să-i așeze, în sânul lui Avram să-i odihnească, cu sfinții să-i fericească, pe dumneavoastră, pe noi, pe toți, să ne întărească, să ne miluiască, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică odihne pe Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi pomeniți și le fă lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și le fă, Doamnelor, veșnică pomenire. Și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Dumnezeu să ierte, cu dreptii să-i numere, cu sfinții să îi fericească, pe dumneavoastră să vă întărească, pe noi pe toți să ne miluiască, ca un bun și de oameni iubitor. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. A Domnului este pământul plinea și toate cele ce sunt pe el. Preacuvioase Părinte, cu cerniciile voastre, mult stimate domnule deputat, distinse notabilități locale și centrale, preiubiții noștri, cine poate să mai spună dintre noi cei cel puțin care suntem aici,
Precum în grădina Ghețimanii din Muntele Măslinilor, la fel aici la noi acasă, la Parincea, unde s-a ridicat un sfânt jertfelnic, sfânta și dumnezeiasca cruce, care pe de o parte este simbolul iubirii lui Dumnezeu față de noi, ca oameni, iar pe de altă parte, plecarea păcatului și morții în fața jertfei, celui care, născut din Tată mai înainte de veci și în timp din de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria prin puterea Duhului Sfânt, fără parte bărbătească, și care pentru noi, astăzi Dumnezeu ne arată că neamul românesc este un neam de ctitori, un neam de voievozi, un neam de biserici, ctitor de biserici sfinte, un neam de eroi și în același timp un neam de sfinți, așa cum îi place părintelui nostru, arhiepiscop Ioachim, să mărturisească. Momentul acesta de față punctează ceea ce vremurile la timpul lor au subliniat jertfa neamului nostru românesc. Ceva mai în jos decât crucea pe care noi astăzi am sfințit-o, ne duce cu mintea între cele două războaie mondiale, când o doamnă pe nume Vârlan Maria, parese, în cinstea soțului său, s-a gândit să o cârmuiască aici pentru noi toți chipul lui Dumnezeu, treime de iubire, care se mărturisește prin Fiul: Eu sunt calea, adevărul și viața. Comunitatea locală aici, și în mod deosebit domnul primar, consiliul local, a avut menirea și cinstea, prețuirea față de acest loc și mărturisesc sincer că așa frumusețe naturală pe care Dumnezeu a rânduit-o, am văzut-o doar în grădina Ghețimanii, respectiv acolo unde, lângă stânca aceea, unde se presupune că lângă Biserica Națiunilor, Hristos, Dumnezeu și om, și-a plecat genunchii, rugând pe Tatăl cel Ceresc de este cu putință să treacă de la dânsul paharul pe care l-a primit, țintuit fiind pe Sfânta Cruce. Ei bine, dragii mei, așa mă găsesc și aici, dar într-o alt fel de stare. Atunci de jertfă, aici de bucurie și de slavă. De ce? Pentru că poate poporul român și neamul acesta, pământul întregul său, este o întreagă jertfă. Neamul acesta încercat este așezat între, pe de o parte, cruce, iar pe de altă parte, înviere. Așa înțelegem semnul crucii, ca semnul biruinței asupra păcatului și morții, dar mai ales anunță, dragii mei, învierea cea de obște spre cea care noi toți ne îndreptăm. Așadar, mulțumind lui Dumnezeu pentru ceasul acesta, felicitând pe cei care au punctat sfințit timpul lor prin așezarea acestei sfinte cruci, de care, dintr-o parte și de alta, că-i zi sau noapte, cei care o vor cunoaște și mai ales atunci când va fi în întuneric, ne va călăuzi viața pașilor fiecăruia dintre noi, aducem cinstire pe de o parte lor, pe de altă parte prețuire și cinstire, recunoaștere și recunoștință celor care și-au dat la timpul lor, prin osul lor, jertfa lor, pentru care noi liberi suntem astăzi și pentru care suntem chemați ca niciodată, dragii noștri, să nu-i cumva să îi uităm, ba din contră, cu recunoștință în fața lui Dumnezeu pentru jertfa lor și pentru darurile pe care, ca libertate, noi le-am primit astăzi, poporul român fiind demn, zicem noi, într-o Europa liberă pe care o dorim să fie cât mai curată, credincioasă și în mod deosebit liberă și demnă, așa cum noi astăzi am primit rugăciunea. Vă felicităm, domnule primar, deodată cu dumneavoastră, pe toți cei care au pus picătură și strădanie dintre cei care sunt membrii Consiliului Local. Știm inimioara care bate a dumneavoastră pentru comunitatea locală. Sunteți la început de drum. De vreți să sfințiți timpul și să-l faceți peren al dumneavoastră aici, pe meleagurile acestea din care vă aveți și sorgintea, pliniți astfel de lucruri. Fiți alături de fiecare suflet în parte care așteaptă de la dumneavoastră gândul bun, chiar dacă din anumite posibilități nu putem să le plinim numai decât cererea și lucrarea dumneavoastră. Fiți omul sau părintele tuturor, ascultând, mângâind
încercând să împliniți după puterea, după starea dumneavoastră. Iar pentru că sunt aici și în comunitatea dumneavoastră părinți, care astăzi, în lărgimea sufletelor lor, sunt alături de dumneavoastră, prețuindu-vă pentru ceea ce sunteți, dar mai ales pentru ceea ce faceți această comunitate, și eu vă mulțumesc. În numele înalt preasfințitului nostru părinte arhiepiscop Ioachim, care îmbrățișându-vă pe dumneavoastră și pe toți cei din comunitatea aceasta, vă spune dumneavoastră ca să aveți parte de darul sănătății de pline, să aveți bucurii precum cea pe care astăzi o aveți dumneavoastră sfințind troița aceasta și să aveți, dragii mei, bucuriile împlinirii dumneavoastră așa cum le doresc fiecare dintre cei care sunt aici în această comunitate. Cu aceasta, îmbrățișându-vă, rugăm pe Dumnezeu treime de iubire. Iată, suntem în ajunul înălțării Sfintei Cruci. Totul este simbol și totul este cu semnificație aleasă. Rugăm treimea cea de o ființă, iubire Dumnezeu, să călăuzească pașii noștri, sănătatea noastră, căsniciile noastre, copiii noștri, pe toți cei dragi, într-un mult și binecuvântați ani, fiecăruia dintre dumneavoastră. Să fiți binecuvântați, iubiții noștri! Cine asta? Haideți la masă, discutăm la masă. Haideți la masă. Da. Păi cuține, haideți. Haideți. Tot. Deci domn primar, a fost pregătit de primar. Da, foarte pregătit. Am povestit multe. M-am interesat eu.